Incidentul rutier s-a produs în zona Tomis 3, la intersecția bulevardului Tomis cu Soveja. Mașina în care se afla Vasile Mănăilă a intrat pe contrasens unde a lovit ușor un tico, apoi a intrat în plin într-un taximetru parcat pe dreapta. În urma impactului puternic, taximetrul a fost proiectat într-un alt taximetru aflat în spatele lui. Din accident a rezultat vătămarea corporală a șoferului din primul taximetru implicat în carambolul rutier. Pe strada Soveja, un auto marca ce se deplasa dinspre bulevardul Alexandru Lăpușneanu către bulevardul Tomis, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu trei auto. În urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane care a fost transportată la Spitalul Județean Constanța pentru efectuarea de investigații. Șoferii au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Antrenorul Academiei Hagi spune că i s-a făcut deodată rău și nu-și mai amintește cu exactitate ce s-a întâmplat. Bărbatul tocmai ce se întorcea de la un antrenament. S-a făcut rău, deci veneam de la intersecția aia de acolo, vin de la antrenament, mergeam în spatele la o mașină și deodată așa parcă am simțit că mă sfârșesc cum ar veni. Deci mi s-a întunecat vederea și l-am văzut în ultima clipă pe Stanic, deci vă dați seama, n-aveam viteză, n-aveam, că veneam de 30 de metri am de acolo și aveam și mașină în față. Și de acolo mi s-a rupt totul, adică nu mai știu exact ce am putut. Norocul meu și șansa mea că n-a fost nimeni pe trecerea de pieton, mă dați seama. Toate cele patru autoturisme implicate în coliziune sunt avariate. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea accidentului rutier în lanț.